Am trecut recensământul, da? Am scăpat de amenzi și suntem bucuroși că, uite, se pare că am avut dreptate. Iar, dacă vă aduceți aminte legat de cardul de sănătate acum ani de zile, s-a vrut colectarea datelor medicale, este foarte clar. Acolo n-a fost nicio legătură, n-a avut nicio legătură cu eficientizarea serviciului medical sub nicio formă, pentru că porcăria aia de platformă a funcționat foarte, foarte rău. Și a blocat foarte mulți pensionari și foarte mulți bătrâni și foarte mulți bolnavi bătrâni să beneficieze de rețete gratuite și de alte chestii. A încurcat o grămadă de medici, a dat peste cap. Noi știm cu toții că avansarea tehnologiei este un beneficiu dacă funcționează bine și este în folosul omului. Dar o tehnologie de genul ăsta invazivă, o tehnologie de genul ăsta netransparentă, așa, care este folosită de alte organizații decât cele abilitate. Deci, spre exemplu, cardul sănătate era, ar fi fost vorba de Ministerul Sănătății. Da? Ministerul Sănătății ar fi beneficiat de acest sistem și implicit și ăsta, pacientul, da? Ar fi beneficiat de sistem. Ei, pacientul nu a beneficiat deloc, de nimic. Dimpotrivă, a fost încurcat foarte tare, a fost ținut să aștepte și a rămas și fără date medicale. Date medicale pe care ar fi fost sau pe care nu le-ar fi accesat terțe părți atât de ușor. I-ar fi fost foarte greu Big Pharma să meargă și să acceseze acele fișiere medicale ale oamenilor și să colecteze datele. Motiv pentru care au venit cu o soluție de genul ăsta, o găselniță de genul ăsta și datele medicale noastre nu știm unde ajung. Nu avem nicio garanție și nicio certitudine. Știți foarte bine că, deci cel mai bun exemplu pentru chestia asta și trebuie să neapărat bătut în cuie este scandalul cu Facebook. Deci vorbim de o entitate, de o corporație inimaginabil de puternică și de bogată din lumea democrată. Nu-i din Rusia, să zicem, nu-i din China comunistă. Este din America, Facebook-ul din America. GDPR-ul, protecția datelor, au apărut în forma actuală pe care noi o avem datorită scandalului monstru de la Facebook, unde colectarea datelor, vânzarea datelor și folosirea datelor pentru analiză a fost făcută nestingherit. Din cauza asta și serviciile astea de Facebook, de socializing, de socializare, sunt gratuite. Ele sunt gratuite așa la prima fază, pentru că tu plătești, într-adevăr, cu informațiile generate de tine. Poze, relații, prieteni, gânduri, o grămadă de păreri, o grămadă de feedback legat de 11.000 de lucruri politice, feedback politic, feedback la nivel de tehnologie, feedback social, feedback nu mai știu de care, da? De entertainment și de hobby-uri și nebunii. Astea toate sunt informații care alimentează anumite sisteme. Știu că e complicat, poate, să ne gândim la așa ceva și poate suna conspirație. Dar legat de conspirație, aș vrea acum să trec la subiectul următor. Deci, ținând cont că am trecut prin problema cu cardul de sănătate, chestiune care până la urmă s-a dus la nivelul unei întrebări uriașe. Dom'le, cine este beneficiarul acelui proiect a cardului sănătate? Și domnul Duță, fostul director al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ne-a spus acum câțiva ani de zile sau acum un an, 2 ani de zile că beneficiarul acelui proiect de card de sănătate este Serviciul Român de Informații. Da? Plecând de la această informație, ne ducem acum către zona recensământului. Recensământul s-a încheiat, din fericire nu am plătit nicio amendă pentru că nu am participat. Cei care n-au participat au avut motivele lor. Eu pot să vă spun un singur lucru. E bine să sufli și în iaurt. E bine să sufli și în iaurt, ținând cont că am văzut ce s-a întâmplat cu Facebook-ul și colectarea datelor, am văzut ce s-a întâmplat cu cardurile de sănătate, da? Și acum a venit și recensământul care a fost împins așa cu sula în coastă și am fost amenințați că dacă nu participăm la el o să fim amendați. Recensământ care până la urmă funcționa cu concluzionarea acelei fișe de recenzare cu CNP-ul, deci tu trebuie să dai CNP-ul ca să termine acel recensământ. Pe fratele, nu e recensământ. Acolo e ceva mega suspect. Nu? De ce ai nevoie de datele mele personale, de identificarea mea ca persoană cu CNP-ul meu? Ce treabă are Banca Mondială cu acel recensământ? Dar aceste lucruri sunt acum poate tardive pentru cei care au făcut pasul și care acum se plâng că vai, dar nu ne-a spus nimeni nimic. Bă, frate, fiți atenți de la bun început. Fiți atenți, mă, fiți critici, fiți vigilenți. Nu vă mai lăsați influențați de
mass media oficială de televiziune, care nu vedeți că bat câmpii grav. Așadar, dacă în mod normal ai fi avut o discuție cu cineva legată de recensământ și ai fi spus, domnule, eu nu am garanția că, într-adevăr, datele mele sunt pe mâini bune. Ăla ți-ar fi spus, bă, uite-te pe internet, uite-te pe Google, dacă scrii pe Google, vezi că deja cazi în fake news-uri. Uite, fii atent ce spune aici, pe acest articol de la Lumea Liberă, redacția așa. Directorul adjunct al Direcției de Statistică din Iași, sociologul Ciprian Iftimoaie, sună așa, oficial, spune că au existat multe fake news-uri. Deci tu te încadezi la fake news-uri. Așadar, aceste mișcări care cataloguează informații delicate ca fiind fake news-uri sunt comandate. E normal că tu, în momentul în care statul vrea să organizeze un recensământ și vin oameni care își pun semne de întrebare, dom'le, stai puțin, dar unde merg datele mele? Ce faceți cu ele? Arătați-mi mie și vă și pun întrebarea. Arătați-ne nouă ce ați făcut voi cu datele de la recensământ. Transparent. Asta ar trebui, o chestiune de genul ăsta ar trebui făcută la nivel, nu știu, pe mișcare de genul juridic, nu știu, trasă la răspundere din perspectivă juridică. Dați judecată și întrebați, domnule, spuneți sau nu, cel puțin luați de parlamentar din România care ar avea ceva gânduri bune legate de români, luați și întrebați, domnule, ce faceți cu datele? Cine sunteți voi? Fiți atenți, spre exemplu, ăsta zice așa. Titlul zice așa, dar e comic de nu se poate. Fake news-urile recensământ, așa, datele colectate ajung la ANAF sau la SRI. Adică chipurile nu ajung datele la ANAF sau la SRI. Păi asta e o minciună. Domnul director, sociologul adjunct, directorul adjunct, așa, Ciprian Iftimoaie, minte. Pentru că serviciul de telecomunicații speciale este direct implicat în organizarea recensământului. Uitați-vă și vedeți, STS-ul a fost implicat în organizarea recensământului. Și Banca Mondială, dar ca idee STS-ul. Și STS-ul e într-o legătură extremă, dacă nu este, e posibil să fie și subordonat Serviciul Român de Informații. Deci Serviciul de Telecomunicații Speciale face parte din Serviciul Român de Informații. Sau are legătură. Nici nu m-am uitat, dacă ai idee. Puteți să vă uitați să vă confirmați singuri. Așadar, fake news-ul e de fapt informația asta. Ce spune asta este un fake news. Deci ăsta dă cu stângul în dreptul, ăsta strigă hoții. Hoțul strigă hoții. Dar trece peste chestia asta acum și vreau să vă prezint în continuare o înregistrare, un audio a unei persoane, nu știm cine este, care sub protecția anonimatului discută despre recensământul din 2022. Și ăsta e articolul de pe BZI. E un articol, cred că de fapt e un transcript a ceea ce spune acest om. Deci la sfârșit o să vedeți că l-am luat informația pe care văd că nu mai găsesc acum. Interesant. Așa. Și vă redau în continuare, da? Este vorba de acele suspiciuni, da, omul vorbește foarte bine și despică firul 4 și o să vedeți că chiar deosebit de bine pune problema. No, deci, multă vorbărie și sărăcia omului asta este, dar ce vreau să înțelegem cu toții este că e foarte bine să fim atenți atunci când vin lucruri de genul ăsta, pentru că sunt multe reproșuri și în rubrica de comentarii la predicile legate de recensământ, că de cine ați vorbit mai devreme, n-ați spus mai devreme. Bă, frate, dar nu v-ați obișnuit până acum că e bine totuși să nu aveți așa încredere oarbă? Cum adică? Voi aveți așa încredere oarbă în oameni, în niște autorități care de 32 de ani au făcut lucruri pe care, nu știu, foarte multe lucruri care nu sunt ok. Da, hai că vă las acum să ascultați în continuare și să-mi spuneți ce părere aveți. Mi se pare că e super interesantă informația și e bine de știut și să învățăm o lecție din toată treaba asta, da? Că asta e, de fapt, ceea ce vrem. Toate cele bune, Doamne ajută! Recensământul este efectiv un război foarte, foarte mare. Adică e o miză capitală pentru puterea ascunsă, care nu e la vedere, puterea din umbră, din societatea noastră. Baza de date a INSE-ului doar aparent este gestionată de INSE. Toate instituțiile publice au infrastructurile critice cu baze de date sensibile gestionate de STS și prin STS de SRI. Nu e nicio problemă pentru SRI să aibă acces la toate informațiile astea și mai ales că pentru SRI nu e important să aibă acces la un set de date, ci pentru SRI este important să aibă acces la toate datele, pentru că ei au un program, se numește SI Analytics, studiu predictiv, adică emit tot felul de predicții și le verifică pe baza acestor date pe care ei le au. Odată ce ai baza de date de lucru de la INSE,
ei o pot conjuga cu alte baze de date care se updatează regulat, adică în recensământul avem o dată la 10 ani, dar în intervalul ăsta de 10 ani, cu datele pe care tu le ai de la INSEE, tu poți să lucrezi în mod actualizat pe anumite segmente de date din bazele de date, de date publice care se actualizează în mod permanent. Una e să ai, nu știu, 7, 8, 10 baze de date de mărimea celei care a fost creată prin, în urma recensământului și să încerci să le conjugi și pe de altă parte e mult mai ușor să ai o bază de date, cum este cea produsă de recensământ, pe care, la care să tot adaugi actualizări în ritmul tău în funcție de ce apare nou în evidența instituțiilor publice, celelalte 80 de baze de date care există în spațiu public, în instituțiile publice. Deci la nivelul țării noastre, bine, acum este pus la punct cloud-ul guvernamental. În aparență ele nu au legătură una cu alta, așa cum baza de date de la INSEE nu are legătură cu baza de date de la ANAF, de la Ministerul de Interne prin Direcția de Evidență a Populațiilor, ele par așa insularizate. Singura instituție care are acces direct la toate bazele de date și 80 de baze de date în România, inclusiv pentru cele de administrație locală, este STS-ul. Da? STS-ul le administrează și nu doar că le administrează, el le poate prelua în administrare nu direct de la centru. Adică vine frumos în primărie și spune de mâine, primăria Miroslava este obiectiv de nu știu ce și va fi gestionată infrastructura critică, infrastructura digitală a primăriei Miroslava, UAT Miroslava, va fi gestionată direct de STS. Prin STS intră celelalte, Comunitatea Națională de Informații, e o chestie, e în subordinea CSAT-ului, un punct comun de lucru pentru toate serviciile de informații, inclusiv serviciile de informații ale armatei, 21 sfertul, ei, toate astea intră în același pool de informații, se numește, se folosesc de același, de programul informatic al SRI-ului, dar cu, cum ar veni, cu cont privat, fiecare serviciu secret are, mă rog, contul lui de lucru pentru activitate proprie. La toate, inclusiv la prelucrarea datelor cu caracter personal, există excepție inclusiv pentru date cu caracter medical care ar trebui să fie cele mai confidențiale. Da? Dacă vreau să aflu câte avorturi a făcut doamna Udrea, ar trebui să-mi fie imposibil. Ei, nu este imposibil pentru SRI. SRI-ul câte avorturi a făcut doamna Udrea dacă aceste informații se află în sistemul public. Și există șanse să se afle dacă le-a făcut într-un cabinet sau într-un spital. Acum speculez, da? Dar dacă le-a făcut într-un cabinet medical sau într-un spital care a primit vreodată certificare de la CNAS, deci care și-a decontat orice formă de serviciu, ei sunt obligați să aibă un anumit tip de program informatic de statistică medicală. Ei, SRI-ul poate avea acces la tipul ăsta de informații. Într-adevăr, și primăriile și guvernul la nivelul cel mai de vârf nu pot să lucreze fără datele statistice care rezultă din recensământul ăsta. Însă, în același timp, recensământul este folosit pentru conservarea stării bazei de putere din umbră și conservarea lucrurilor astfel cum au fost până acum, semnând că statul trebuie să știe. Faptul că statul știe ce bază materială am eu, îl ajută pe baza softurilor predictive pe care le au serviciile secrete să anticipeze anumite reacții din partea mea. Dacă statul știe ce datorii am eu, care, nu știu, care sursele mele de venit, el poate să-și dea seama cu o precizie destul de mare, ca la Facebook, își dă seama care e gradul meu de mobilitate, care este gradul meu de, nu știu, de curaj, de disponibilitate de a investi în tot felul de acțiuni de protest, de a face pool de resurse ca să, nu știu, să ne împotrivim nu știu cui. Să ne împotrivim pentru în luna decembrie noi să ieșim în stradă. Păi, din câte știe statul, în luna decembrie 30% din populație s-ar putea să aibă cu 50% mai puține venituri. Prin urmare, în stradă or să iasă cu 30% mai puțin oameni decât cei pe care noi avem în supraveghere în mod normal. Ei, cam ăsta e tipul de raționament pe care statul român vrea să și-l conserve. Ei spun că, nu știu, au rămas 15% de oameni de recenzat. Eu mă îndoiesc, eu cred că sunt mult mai mulți oameni de recenzat. Eu mă gândesc că sunt undeva la 30%,
fără a avea în calcul pe cei care sunt plecați din țară și pe cei care sunt 5.000 de oameni într-un singur apartament. Da? Moldoveni, ruși, ucrainieni, câți mai sunt, care au cetățenie, evrei, care au cetățenie românească, așa, doar ca să aibă pașaport. Nu cred că ei stau atât de bine. Mă uit și în jurul meu, că sunt puțini care au fost recenzați. Ei spun că avem nevoie de informațiile astea ca să putem profila politicile publice care urmează să fie luate în România în următorii 10 ani. Bun, dar atunci eu trebuia să întreb care sunt politicile publice și care sunt seturile de date statistice care v-au folosit în cei 10 ani anteriori. De ce? Pentru că și acum, și în 2009, în 2010, când a fost recensământ, sau în 2011, ei au invocat exact același motiv. Și a fost primul recensământ când a fost un chestionar din ăla, tot așa foarte intruziv. Și eu atunci ar trebui să aflu. Bun, voi m-ați întrebat atunci de toate. Ce fel de centrală am? Cât consum? Cât plătesc? Ce venituri am? Cu cine locuiesc? Ce școală am făcut? Unde lucrez? Dacă, și tot felul de chestii de genul ăsta. La ce v-au folosit? Pentru că dacă nu le-ați folosit efectiv datele astea, voi n-aveți dreptul să veniți să mi le cereți din nou acum. Pentru că deja a existat o încălcare. Orice prelucrare de dată cu caracter personal trebuie să fie proporțională și strict adecvată scopului pentru că a fost colectată, prelucrată. Ori noi nu am avut chestia asta în politică publică. Noi am avut numai partea, segmentul de prelucrare despre care am vorbit la început. Cel al și al palierului predictiv. Sau, mă rog, de populației, ca să fie mai limpede un pic. Noi nu am avut efectiv caracter personal puse în practică în administrație sau la nivel central de o manieră așa să fie evidentă pentru toată lumea. Că ori fi fost folosite așa la nivel de dar foarte îndoiesc că tipul ăsta de informații atât de granularizat, atât dus până la nivel micro de fiecare individ în parte pe CNP, care este situația lui personală, nu există niciun alt set de date atât de comprehensiv, atât de cuprinzător. Și în ultimii 10 ani, tipul ăsta de date au fost folosite doar de securiști. Nu au fost folosite de administrație, de guvern, de restul instituțiilor publice. Pentru că normal era ca societatea civilă să spună, bun, în pregătirea recensământului din 2022, arătați-ne și nou la ce vreți voi să folosiți datele astea statistice. Da? Pentru că există un risc foarte mare să se producă un efect de putere în tabăra serviciilor, da? În partea de umbră pe care noi nu o putem controla și datele astea să nu poată fi folosite efectiv pe politicile publice pentru că nu avem capacitate administrativă. Și atunci ce mă interesează pe mine? Să-ți oferi posibilitatea, dacă era să fim corecți noi ca societate civilă, să-ți oferi posibilitatea autoritate publică să te folosești de date eficiente pentru activitatea ta, dar în același timp să limitezi puterea serviciilor secrete care, servicii secrete, își folosesc tipul ăsta de cunoștință ca să capete ascendent asupra politicului. Pentru că noi avem un politic controlat de servicii secrete, pentru că politicul este mai prost decât serviciile secrete.